Mulțumesc. Una din cele mai iubite actrițe a fost internată de urgență. Natasha Arap s-a confruntat în ultima perioadă cu probleme grave de sănătate. Actrița s-a fotografiat pe patul de spital și a spus că repară stricăciunile vieții de actor, care nu au iertat-o atunci când a dat totul pentru carieră. Natasha Arap a făcut declarații în exclusivitate pentru Star Magazine despre starea ei de sănătate. Mi-a luat acum perfuzia de la mână și în sfârșit pot să mă mișc. Dar ce ați pățit? Că s-a îngrijorat toată lumea. Să nu fiu amețit, ar fi grozav. Bine că sunt cu țiglele pe casă. Dar ce s-a întâmplat? Da. Cum ați ajuns? Nu știu, de 3 ani de zile sunt mereu amețită. Și soțul meu îmi spune că probabil nu se hrănește creierul cu suficient oxigen. Nu știu, că nimeni nu-mi dă de cap. Nu știu, m-am săturat. Că am zis, eu zic, încă sunt tânără și mai am multe de spus, nu pot să... Deci dacă cad așa de pe picioare. Când v-ați internat? Ieri, da, și e foarte rău când nu ești acasă, că n-are cine să vină și... Na. Toată lumea s-a îngrijorat. Dar și am venit de pe 28, că așa am existat cum a fost, pe 29 am avut un casting la un film și pe urmă am venit aici.